Gazmetan și Poli Iași au oferit un meci absolut nebun la Mediaș. Prima repriză a fost marcată de un gol anulat târziu de Ișvan Kovac pentru un presupus offside la Fofana. Ieșenii au ieșit mai bine de la cabine în partea a doua, iar Bălan a deschis scorul pentru echipa lui Teja. După încă 3 minute, Platini a scos penalti, iar Bălan a făcut dubla de la punctul cu VAR. Tot un penalti i-a readus pe Medieșeni în meci. Marius Constantin a marcat și a ajuns la cota 4 în acest sezon. Golul i-a ambiționat și mai mult pe elevii lui Edi Iordănescu, iar Șamed a restabilit egalitatea. Revenirea gazului a fost completă cu 20 de minute înainte de final. Sergiu Buș a marcat și a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor. În final, Buș putea face și el dubla, dar a ratat de puțin poarta, iar Gazmetan Poliaș a terminat 3-2.